O, oh, la mulți ani, doamna Cutunița! La mulți ani, la mulți ani, doamna... cu numele de... Constantin și Elena, la mulți ani tuturor! La mulți ani lui Crusca, noastră, lui Lena, la mulți ani lui... Nașa Costina, și nașul Marian, că este și el Costinel. Da, la toată lumea le spunem din partea noastră la mulți ani și multă fericire. Le pupăm, le dorim multă sănătate tuturor! Acum am zis să fac și o salată de roșii și castraveți, că a venit soacră mea de Constantin și Elena pe la mine. La mulți ani, bunică! La mulți ani! Eu zic la toată lumea la mulți ani, chiar dacă n-au numele da, de Constantin și Elena. La mulți ani ce are. Uite, spăl castraveți aici, să facem și noi o salată. O sălatră. O sălatră, dar am zis că merg și eu pe la Cruz ca să ajung și eu la pregătire acolo, că e ziua ei. Dacă a venit soacră mea, am zis să fac și eu o salată. Cum să pleacă și să nu îi pregătesc și ei ceva bun? I-am încălzit niște cărniță. Dar eu ce să facem aici? Să curățăm castraveții, să facem o salată. Bucătarul nu este acasă, îl așteptăm și pe el cu salată și carne de la găleată, l-am încălzit. Ce ai în borcanul ăla? Ce? Acolo am pus niște varză. Am crezut că ai făcut suc de ăla, socată. Nu, varză murată am pus. Mi-a adus Dana niște varză. A primit o ședință. Deci da, prieteni, până la urmă am primit pachetul de la Dana. N-am mai putut să... Am filmat o parte când a venit pachetul, dar când l-a adus Dana. Și n-am mai putut eu să-l pun pentru că n-aveam un vlog mai lung. Și mie ce îmi dăleu să mănânc carne de porc? Păi... Și lui mamă să-i zice puia seară și pește. Păi și bunica e bolnavă, are probleme cu inima. Știi că bunica e bolnavă. Ia, arată, e să vezi când de mie carne de asta să mă omoare. Păi, nu știu acum ce să zic. Hai să vezi. Știu că și matale ești bolnavă cu inima, cu astea. Îmi scoase carne de asta de porc, mănânc eu grăsimea asta. Păi i-a zis că, na, să fie și ea generoasă, că... Când mereu zici că nu îți dă din găleată. Nu mai mănâncă din găleată, că e grasă de tot. Avem un rânzoi aici atârnat de tavan. Îl pregătiți? Nu știu al cui e. Al lui Crusca, să-l ducem la Crusca. Îl ducem la Crusca, la Elena. Da, e atârnat de tavan aici. Taie o dinamită astăzi de ziua ei. Ia uitați. E forță. Eu mai bine mănânc o roșie și gata. Cum sunt roșiile acolo pe partea banatului? La... Sunt de grădină acum? Nu, mai sunt. Nu sunt de grădină acum. Și când? Mai târziu. Mi-mi plac roșiile alea de grădină, alea Rosalie. Da. Astea de Grecia, de Spania, nu. Bine. Alea sunt bune. Pâinea e nuntru, du-te leuță, du-te suprasa cu pâine. Imediat. La mulți ani, Cutunița! Da, avem aici buchetul de flori. Ia uitați, cu staniol aici. Mama soacră. Ia uitați. Da, picară toate pe aici pe jos. Uitați. Plasa cu pâine. E proaspătă pâinea. Rânzoiul. Da.
A, bunico, dar chiar când aveți zborul? Joi. Joi? Da. Păi și albătrân s-a pregătit tot, s-a spălat pe dinți. S-a spălat pe dinți de două zile. Că el așa face, prieten, când trebuie să pleci cu mașina, el se spală pe dinți. Chestii de astea. Două zile? Două zile, gata. Ma, deci înseamnă că e pe plecare. Are lucrări acolo, are comenzi? Are, are și bani la oameni. Are, ce comenzi are, ce are de făcut? De cazane. Doar de cazane, căldării, astea, da. Tulciuri. Orice. Ibrice, să știți că el face chiar și ibrice de cupru. Ibricul de cafea a vrut să-ți lea de acolo. De ce să lea pe al meu? Dacă el le face, de ce să lea pe al meu? Să n-avea timp să mai facă, că are o comandă. Și să-l dă pe al meu, că n-avea timp el să facă. Da. Doamne ferești. A vrut să-ți-l fură. Îl face și căldări de alea. A vrut să-ți-l fură de acolo și nu l-am lăsat eu. Păi cum să fură ibricul de cafea? Ca să-l vândă și el la piață. Uite, mi-a spus maica mea că ibricul ăsta e moștenire de la tata lui bunica Maria. De la Stelica? Da. Acel ibric. De la moșu. Da, deci tatăl lui bunica Maria i l-a dat ei și bunica Maria i-a dat lui maica mea. Ăla nu știu de unde e. Stai că nu știe. Nu știu. Mai e unul acolo. Unde e cănuța mea care beam bere cu ea aici? Pă unde să fie? A furat cineva de acolo. Ce cană? Cană de pământ, beam bere eu cu ea când veneam. Uite în partea asta. Nu e în partea asta. Era aici, în capăt, acolo. Unde e ibricul ăla? Nu știu. Cred că mi-a luat-o cineva de acolo. Hai cu salata aia. Nu. Păi eu sunt cu camera, nu am cum să bag camera în mobilă după farfurii. Nu, eram acolo pe divertă. Ema, m-ai zis că îți dau tot timpul numai carne de porc. Uite și eu ți-am pregătit un craston mare de salată. Hai, porci ei. Și nu limoneu, nu vrei să mănânc la noi. Auzi că eu mânc o roșie, ba, când îi pregătesc să supără. A aflat că mâncă Maria pește la noi, pui. Eu tu la cine părăști? Păi ce-am părât? Tot ce mâncăm, că știi că zice că de ce n-am invitat-o și pe ea, asară. Păi eu nu țin secrete. Hai să aduc eu ăla tocotorul, că tu n-ai adus nimic de o... Cum i-a dat lui bunica Maria? Pui, pe, pui la, pește. La, așa făcut, la plită, părpălită, așa... I-a dat pui, pește. Ce pește era ăla? Mic de el. Somon, auzi. Pește somon. Pește somon, roșu, am mâncat Maria. Al mai scump. Vezi ce e de lucru? Lasă să mănânc. Roșii de grădină i-a dat. Și roșii de grădină. Da. De unde s-a făcut la grădină? Nu știu de unde le luați. Știe Maria când vine pe răcoare? Da. Da, Maria vine mama. Mama, mă duc la că grunim. Dar Maria chiar e bolnavă grav. Nici n-ai sunat-o ce-a făcut. A murit, n-a murit. N-am sunat-o, asta n-am avut timp. Tu știi că Maria a făcut rază la prămâni ieri, la spital. Și zice că are o răceală puternică, a făcut și la prămâni. Că a stat în ploaie, ce-a făcut, eu a făcut, am mai muncit. Și are și inima un pic mărită. Vezi? Și de-aia seară Cătălina a chemat-o în coaș și a zis să nu mai mănâncă carne de porc, să ține și eu, mamă, un regim. Ea nu ține de obicei inima mărită se face de la supărări. Și da, ia zis de la supărări. De asta de la... Micu, mă, cum a făcut și bunicul i-am cu ea. Uite aici să vadă... Să vezi și mata cum e la noi, dacă e sărat, dacă nu e... Stai că nu-și dau așa grăsime, ai dreptate că... Mă, nu prea ai voie că e gras. Ce grăsime, dădea lui soacră să ia uitați. Mă, mă. Da?
Vezi, mamă, că n-ai... Ce zici, că nu e prăjit bine? Ba, este, dar și e carne roșie. Uite, spun numai pe ce de asta. Hai, da, gata, dar nu mai zic. Auzi, nu mănâncă carne. Uite numai, gata, două bucăți să spun. Aici am o coastă... De pământ. Asta e. Lasă, tai o țără lui Leuțu. Știu că tu vrei să oprești pentru copilul tău, dar... Nu vine Cătălin. Copilul tău nu prea mai mănâncă carne de porc. Uite cum arată carne. Mănâncă numai carne de oaie, copilul tău. Numai carne de unde oaie, că n-am mai mâncat nici eu. De atâta timp, serios, am o poftă de oaie. Mergem și luăm, cred că. Chiar arată bine, ce-o ziceți, prieteni, așa o cărniță din butoi, de la noi. Vezi că sare n-am băgat multă la salată. Am zis că știu că tu nu prea mănânci sărat. Maria nu ține regim, ne-am supărat o țără cu ea. Am zis, mă, Mărie, tu de ce nu ții regim cum ține soacra mea? Mai ține totuși, mai evită grăsimile tot, când e sărat. Mâncarea mea ta nu mănâncă. Ea mănâncă când e sărat. Chiar pleca joi? Da. Au. Dar ce mi-e știe? Prea multă salată mea. Da, albătrân, de ce nu mai trece pe la noi? Aaaa. Chiar ne dor de el, nu a mai venit la noi. Nu mai venit. Ia pune și mie carne. Ce are lucrare, ce are de nu mai venit? Lucrează, a vrut să vă fură ibricul de cafea. Doamne, să-l umoră Cătălin de ibric. Crezi că noi nu știam să dăm la... La poliție? Îi luam amplentele imediat. Îl băgăm la furt. Ce mai știți voi ce fură el? Bă, cum să fac așa ceva? Ibricul moștenire de la... De la cine zici că e? De la bunicul meu. Da, de la bunicul mai. De la tata lui Maria. Lui mamă. Ce? Cum să opresc filmarea? Nu? Ea nu prea obișnuită. Nu e obișnuită cu filmarea. Hai aici, ia uitați. Porția. Așa că, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog. La revedere, să nu uitați, dați un like, să apăsați pe clopoțel acolo și pe abonare. Așa e, prieteni, eu vă zic și eu tuturor la mulți ani cu nume de Constantin și Elena. Rumegă prima dată. Așa. La revedere. Pa, pa.